Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. Astăzi, Nadia Comăneci împlinește 60 de ani. Una rece, una caldă. Capitala nu are fonduri pentru energie termică, dar va avea în schimb luminițe de sărbători. Astăzi este Black Friday, adică vinerea neagră a scăderii puterii de cumpărare, cel puțin până la această oră. Și un bordel din Viena pune umărul la campania de vaccinare. De la ei. Rămâneți cu noi la Link News. Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, românca multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, care a scris istorie în gimnastica mondială reușind primul 10 perfect, împlinește astăzi 60 de ani. Nadia Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961 și a început gimnastica la vârsta de 5 ani. Din 1971 a fost antrenată de Bela și Marta Caroli, iar la vârsta de 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută. A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obținute în 1976 la Jocurile Olimpice de la Montreal, ediția Jocurilor Olimpice care a intrat în istorie a sportului drept Olimpiada Nadia Comăneci, după ce Nadia a primit 7 note de 10. A cucerit de 3 ori consecutiv titlul de campioană continentală și a intrat definitiv în posesia Cupei Europei, fiind prima gimnastă care a reușit această performanță. S-a retras din activitatea competițională în 1984, având în palmares 25 de medalii câștigate la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și campionate europene, dintre care 16 de aur. În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA și s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA și campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006. Nadia Comăneci, la mulți ani! La Institutul Oncologic Profesor Dr. Alexandru Trestioreanu din București a fost inaugurată marți secția de Oncologie Medicală 2, renovată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. Aceștia au susținut lucrări în valoare de peste 200.000 de euro, care au fost realizate în timp record, 60 de zile. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis binecuvântare și încurajare și pacienților, împreună cu urarea de a depăși cu bine boala oncologică de care suferă. Arhimandritul Ciprian Grădinaru, ghidul spiritual al voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat că reabilitarea secției este o lucrare duhovnicească de vindecare a Sfântului Nectarie. Secția Oncologie Medicală tratează anual 25.000 de pacienți în regim de spitalizare de zi și de spitalizare continuă. Are 62 de paturi, inclusiv de îngrijire paliativă, pentru cazurile cele mai grave din țară. Data inaugurării a fost aleasă pentru a coincide cu sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, ocrotitorul bolnavilor de cancer. Municipiul București nu va primi deocamdată fonduri pentru energia termică în această alocare, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Au fost alocați peste 310 milioane de lei, iar orașele mari precum Timișoara, Iași sau Drobeta au primit peste 44 de milioane de lei fiecare. Capitala însă nu va primi nimic deocamdată pentru faptul că solicitarea de 986 de milioane de lei a municipalității a ajuns mult prea târziu, nemai fiind timp pentru a o analiza în vederea aprobării în cadrul prezentei alocări. Potrivit ministrului Otilo, cererea va face obiectul unei analize ulterioare. Totodată, ministrul dezvoltării a declarat: asigurăm continuitatea furnizării de energie termică în localități. Am asigurat resursele financiare necesare pentru acoperirea facturilor datorate către furnizori de autoritățile locale. Sumele au fost alocate din fondul de rezervă bugetară avut la dispoziție de Guvernul României. Atmosfera de sărbătoare începe să se contureze în centrul Bucureștiului. Aseară au fost instalate primele ghirlande luminoase în Piața Constituției. Potrivit primarului general, vor fi folosite decorațiunile pe care municipalitatea le are deja. Primarul Nicu Șordan a mai anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că municipalitatea va organiza un târg de Crăciun în Piața Universității, dacă actualul context pandemic va permite. Primarul a discutat cu membrii Consiliului General
general despre o posibilă reducere a taxelor pentru ocuparea domeniului public pentru anul acesta. Datele în timp real ale procesatorului de plăți online PayU arată că azi dimineață la ora 7:30, volumul total al tranzacțiilor de Black Friday se ridica la valoare de aproape 2 milioane de lei, în scădere cu peste 70% față de anul anterior, iar numărul total de tranzacții se situa la puțin peste 5.000, cu aproximativ 40% sub nivelul din 2020. O analiză relevă faptul că aproximativ 70% dintre magazinele online nu sunt pregătite pentru a face față creșterilor de trafic de Black Friday, în condițiile în care traficul magazinelor online se dublează de regulă, dar poate crește în unele cazuri și de 10 ori. Cât privește intenția de cumpărare a consumatorilor în campania reducerilor, peste 50% dintre români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani au declarat că vor să cumpere cel puțin un produs, o pondere ridicată fiind consemnată pe segmentul de vârstă 18-34 de ani. La nivel general, media bugetului alocat de către români pentru cumpărăturile de Black Friday sare de 2200 de lei. Categoriile de achiziții cele mai căutate de respondenți sunt electrocasnice mici, haine, televizoare, telefoane mobile, frigidere, încălțăminte, mașini de spălat, home and deco, laptopuri și cosmetice. Societatea Ornitologică Română îi solicită președintelui Klaus Iohannis să nu promulge modificările aduse legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic, pentru că acestea amenință zeci de specii de păsări. Noua formă a legii prevede două modificări importante, care, odată intrate în vigoare, vor avea efecte majore asupra biodiversității. Prima modificare vizează renunțarea la sistemul de cote de vânătoare anuale pentru speciile de păsări migratoare și înlocuirea acestora cu un număr maxim admis zilnic de fiecare specie pentru fiecare vânător. Cea de-a doua modificare vizează diminuarea timpului de stagiatură necesar dobândirii calității de vânător. Directorul Societății Ornitologice Române, Dan Hulea, a declarat: dacă în forma inițială a legii, pentru specia gârlița mare, există o cotă anuală de circa 50.000 de indivizi, în noua formă adoptată de către Camera Deputaților, această cotă anuală este înlocuită cu o cotă zilnică de 10 exemplare pentru fiecare vânător. În acest fel, s-a estimat că pentru gârlița mare, într-un sezon de vânătoare, în noua formă, se poate ajunge teoretic la o cifră de 865.920 de exemplare recoltate, adică de peste 17 ori mai mare decât în forma inițială a legii, a mai spus acesta. Spotify continuă extinderea dincolo de muzica a conținutului oferit și cumpără Findaway, un distribuitor de cărți audio digitale. Detaliile tranzacției nu au fost făcute publice, însă Spotify se așteaptă ca aceasta să fie finalizată până la sfârșitul anului. Findaway a fost înființată în 2004 și deține o largă colecție de cărți audio. Aceasta face legătura între creatorii de conținut și publisheri, printre care se numără Apple, Google, Scribd, Audible, Nook, Rakuten, Kobo și audiobooks.com. Compania suedeză spune că va oferi acces la întreaga librărie de audiobook-uri a Findaway celor 381 de milioane de utilizatori activi pe care îi are în prezent. Un studiu realizat de psihologi de la Universitatea Furman din Carolina de Sud relevă faptul că aproape jumătate dintre copiii americani cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani cred că hot dog-ul este o legumă și spun despre cartofii prăjiți că provin de la animale. Aproximativ 41% dintre respondenți nu sunt în măsură să identifice corect originea baconului. Psihologii responsabili de studiu au identificat și cele două cauze ale problemei. În primul rând, intră în joc paradoxul cărnii. Este o contradicție frecvent întâlnită. Pe de o parte, unui individ îi place să mănânce carne, dar pe de altă parte, nu îi place ideea că animalele sunt sacrificate. Sentimentul este des întâlnit și la noi, numai că nu la nivelul de paradox. Românii, îmbrățișând cu entuziasm înțelepciunea populară, conform căreia cea mai bună legumă este porcul.
Un bordel din Viena a elaborat o strategie inedită pentru a încuraja vaccinarea populației. Aceștia oferă 30 de minute cu o damă la alegere pentru clienții care se vaccinează împotriva SARS-CoV-2 la centrul de vaccinare din incinta bordelului. Eforturile acestora vin în completarea celor ale autorităților austriece, care se zbat pentru a mări rata de vaccinare în condițiile în care Austria înregistrează printre cele mai scăzute rate la nivel european, de aproximativ 64%. Reprezentanții bordelului au declarat că, din cauza pandemiei, au înregistrat o scădere cu aproximativ 50% a clienților, iar cu această măsură speră să revină în afaceri. De asemenea, managerul Peter Lascaris a declarat: am observat în statistici că foarte mulți bărbați refuză vaccinarea sau nici măcar nu știu că se pot vaccina. Și din moment ce aceștia sunt publicul nostru, am decis să înființăm un centru de vaccinare aici. În România, prostituția este în prezent ilegală, astfel că la noi vaccinul nu conține chiar toate bucuriile care ne-au lipsit. Seul, capitala Coreei de Sud, va deveni primul oraș virtual construit în stilul Blade Runner. Numele proiectului este Metaverse Seul, iar construcția acestuia va începe anul acesta. Inaugurarea proiectului fiind făcută odată cu tradiționalul sunat al clopotelor de la sfârșitul anului. Ambițiile proiectului sunt de a crea un oraș în care avatarurile 3D ale oamenilor să poată interacționa prin intermediul realității virtuale. Metaverse Seul va permite turiștilor să viziteze atracțiile orașului, să participe la festivaluri ca cel al lampioanelor, ba chiar mai mult. Se va crea inclusiv primăria orașului și biroul primarului, unde locuitorii vor putea depune plângeri legate de gropile din oraș. Avatarurile 3D vor putea să se ocupe de reclamații și cereri la Metaverse 120 Center, astfel încât cetățenii să poată în sfârșit să stea la coadă pentru a face acte în realitatea virtuală și nu în persoană. Dacă și România ar intra în universul Meta, ar face-o mai mult ca sigur cu dosar cu șină cu tot. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!